Locatarii acuză că inițial una dintre familii a ridicat ilegal pe o suprafață de 30 de metri pătrați o magazie. A fost ocupat astfel abuziv un teren care era curte comună. Ulterior, în fața casei, care este la mai puțin de 10 metri de un imobil de patrimoniu încadrat în clasa A, a mai apărut o construcție metalică improvizată. A făcut vineri după amiază o construcție metalică în fața obiectivului istoric, Casa Gheorghe Anghel, care toată lumea o știe. Vineri după amiază s-a construit această scară. Dar nu s-a terminat. Se lucrează încă scara, lucrau oamenii, venind să cu scări, nu știu ce, se continuă lucrarea. Am apelat vecinii, toți locatarii, pentru că ne deranjează. Am probleme de acces la locuință, am problemă că domnul mi-a luat beciul, s-a făcut să pun pe beciul meu și am mobilat beciul tot, mi-a scos toate lucrurile afară, eu am făcut la procuratură sesizare pe tema asta de spargere și furt. Și văd că deocamdată nu s-a luat niciun fel de măsură. Acuzațiile curg la adresa vecinilor și din partea altor două locatare care vorbesc de amenințări repetate și de faptul că, în urma construcțiilor ridicate ilegal în curtea comună, nu mai au acces la proprietăți. Nu am cale de acces la pământul meu, care este în concesiune, da? Vă rog frumos să intrați pe pământul meu, nu pe al altuia. De 100 de ani socrii mei sunt aici. Nu s-a întâmplat așa ceva până să vină oamenii ăștia ca acum. Nu se poate să nu mai putem să stăm în curte din cauza dânșilor, copiii nigonesc, dânșii bagă câini din aia mari în curte. Nu se poate așa ceva. În replică, cei acuzați susțin că ar avea autorizație pe ceea ce au construit și neagă toate acuzațiile. Mai mult, spun că ei sunt cei amenințați. N-am făcut scara asta, o remediez. Am cerere la primărie pe care o remediez. Păi și aveți autorizație? Da, de la primărie. Domnul ne-a întrebat că ce facem acolo. I-am spus că vopsim scara, că scara era acolo și a spus că ne-a venit să cu pușca. La locuința cu pricină au venit de mai multe ori și polițiștii locali care spun că tot ce s-a construit este ilegal, iar proprietarii acestor construcții improvizate au plângere la parchet. În curtea acestui imobil s-au executat unele lucrări neautorizate, ceea ce constituie infracțiune, drept pentru care am sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Tron Severin pentru continuarea cercetării sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni. Cazul a ajuns și în atenția Inspectoratului de Stat în Construcții, care a demarat la rândul său o anchetă.